Mâine seară aș vrea să vorbesc despre bunătatea lui Dumnezeu, așa cum o găsim în Psalmul 65. Dar în seara aceasta, ca o introducere, vreau doar să spun câteva lucruri despre bunătatea lui Dumnezeu pe care le găsim în Scripturi. Bunătatea lui Dumnezeu este foarte importantă pentru viețile noastre. Face parte din natura lui Dumnezeu. Face parte din caracterul lui Dumnezeu. Și este bine să cunoaștem aceste lucruri. În primul rând, bunătatea lui Dumnezeu este veșnică. Dacă pot fi ajutat la stație să afișăm niște versete, Ezra 3 cu 11. Cântau mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte, căci este bun, căci îndurarea lui pentru Israel ține în veac. Și versetul acesta se găsește repetat de multe ori în psalmi și în alte pasaje profetice din Scriptură. Bunătatea lui Dumnezeu este veșnică. În al doilea rând, bunătatea lui Dumnezeu este reînnoită zilnic, este proaspătă, este nouă în fiecare zi. Psalmul 90 cu 14. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Plângerile lui Ieremia, Lamentations. Capitolul 3, versetele 22 și 23, plângeri, capitolul 3, 22 și 23, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare, iată, dar bunătatea Lui Dumnezeu este veșnică, ține o veșnicie, nu se termină. Este reînnoită zilnic. Apoi este mai prețioasă decât însăși viața. Probabil că ne-am obișnuit cu ideea că cea mai prețioasă este viața. Viața este foarte prețioasă. Știți că bunătatea lui Dumnezeu valorează. E mai de preț decât viața. Psalmul 63 cu 3. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. De aceea buzele mele cântă laudele tale. De ce prețuiește bunătatea lui Dumnezeu mai mult decât viața? Știți de ce? Pentru că dincolo de viața aceasta, bunătatea lui Dumnezeu ne transportă și ne oferă viața cealaltă. Bunătatea lui Dumnezeu nu este doar pentru aici și acum. Este. Dar dacă ar fi doar pentru aici și acum, spune cuvântul lui Dumnezeu că am fi cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Bunătatea lui Dumnezeu trece cu noi dincolo și rămâne cu noi dincolo. Bunătatea lui Dumnezeu este unică. Este unică. Nu putem spune despre nimeni, oricât de mare ne-ar fi un binefăcător, oricât de mare bine ne-ar face, nu se compară cu bunătatea lui Dumnezeu. Marcu 10 cu 18, vă aduceți aminte când tânărul bogat a venit și a spus: bunule învățător, și Domnul Iisus Hristos i-a spus: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. La nivelul bunătății lui Dumnezeu, niciunul dintre noi nu se poate ridica, dar atenție! Putem să ne raportăm la bunătatea lui Dumnezeu și putem să ne dăm toate silințele să o imităm. Ia ascultați ce spune în 2 Samuel 9 cu 3. Atunci când David și-a adus aminte de prietenul lui Ionatan și de dragul lui, a vrut să facă un bine casei lui Saul. Împăratul a zis: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate. Putea să spună cu o bunătate de împărat.
avea autoritate supremă în Israel în vremea aceea, David, nu? Cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu este unică. Apoi, bunătatea lui Dumnezeu este mare, este veșnică în timp, dar cantitativ. Cât de mare e bunătatea lui Dumnezeu față de noi? Psalmul 31:19. O, cât de mare este bunătatea ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor, oamenilor. De fapt, bunătatea lui Dumnezeu este nemărginită și în timp, dar și în spațiu. Bunătatea lui Dumnezeu cuprinde întreaga lume, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată de ce bunătatea lui Dumnezeu este și mântuitoare, pentru că noi eram pierduți. Și bunătatea lui Dumnezeu s-a arătat să facă pentru noi ceea ce nimeni nu putea să facă. Bunătatea lui Dumnezeu este autorul mântuirii noastre. Psalmul 98:3. Și-a adus aminte de bunătatea și credincioșia lui față de casa lui Israel. Toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru. Și mai specific, în epistola apostolului Pavel către Tit, capitolul 3, versetele 4 și 5. Tit 3, 4 și 5. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Când ne gândim la bunătatea lui Dumnezeu, ne gândim la mântuirea noastră. Și în fine, pentru că am fost mântuiți, însă încă avem nevoie de iertare. Pe ce ne bazăm dorința de a fi iertați, de a fi reabilitați atunci când în slăbiciunile vieții șchiopătăm? Psalmul 51:1. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Bunătatea lui Dumnezeu este iertătoare. Scumpii mei, datorită acestei bunătăți a lui Dumnezeu, încheiem anul 2023 și intrăm în anul 2024. Datorită bunătății lui Dumnezeu, respirăm, suntem cât de cât sănătoși, atât cât se poate. Și datorită bunătății Lui am fost păstrați și suntem încă în mântuire, suntem încă în voia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Haideți să încheiem anul acesta lăudându-i bunătatea, vestindu-i bunătatea, crezând în bunătatea Lui, bazându-ne pe bunătatea lui Dumnezeu. Și nu uitați, știți ce spune cuvântul Domnului? Bunătatea lui Dumnezeu are un partener foarte opus aparent, care se numește asprime. Că n-am putea vorbi doar de bunătatea lui Dumnezeu fără să menționăm și asprimea lui Dumnezeu. Atenție, ori de câte ori ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să ne aducem aminte că avem de-a face cu un Dumnezeu drept, cu un foc mistuitor, cu un Dumnezeu sfânt și neprihănit. Și apostolul Pavel spunea în Romani: uită-te la bunătatea și la asprimea lui Dumnezeu. Și când ne uităm la aceste două unități de caracter care acționează aparent în contradicție, nu, lucrează împreună, spune: nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Vă invit să ne ridicăm în picioare
Și la încheierea acestui an să facem o rugăciune, să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre, să ne verificăm starea de credință. Vedeți, bilurile nu țin cont de anul nou. Rămân la fel în anul care urmează. Sunt vechi, bilurile sunt vechi. S-ar putea ca un diagnostic să nu știe de anul nou, să meargă cu tine în anul 2024. S-ar putea anumite probleme, anumite lipsuri, anumite necazuri să treacă pragul anului nou. Dar aș vrea să te asigur că odată cu toate lucrurile, unele bune, altele rele, care trec pragul anului împreună cu noi, și bunătatea lui Dumnezeu trece în anul care urmează. Și mâine dimineață, primul lucru de care să-ți aduci aminte, nu știu cât de obosiți veți fi, cei care stați treji de anul nou. Eu îl sărbătoresc ca tot românul de treabă prin somn. Nu mă prind de miezul nopții că trebuie să fac rugăciune de la miezul nopții. Pe urmă, punem căpucul pe pernă și ne odihnim, că și asta e o noapte ca toate nopțile. Dar mâine dimineață, când vă veți trezi dumneavoastră, la 9 sau la 2, că trebuie să veniți la 6 la biserică, aduceți-vă aminte că s-a noit bunătatea lui Dumnezeu față de dumneavoastră. În rugăciunea aceasta am o rugăminte. Sora de corp a ginerelui nostru, Ben Pavel, și de asemenea surorii Rebecca Olan din Detroit, a plecat la Domnul în urma unei suferințe grele de mulți ani de zile. Am vizitat această familie, i-am văzut și vreau să vă spun că rare ori mi s-a întâmplat să văd o ființă mai chinuită, o ființă într-o stare mai jalnică decât această femeie, cu foarte mulți copii. La începutul anului a rămas văduvă, de asemenea, situația de familie a fost de așa manieră încât puține zile frumoase și fericite a avut această femeie. Domnul a găsit cu cale să-i curme suferințele și familia este mângâiată în sensul acesta. Dar să ne rugăm pentru toți copiii ei, ca Dumnezeu să se îndure de ei, să nu-i părăsească, să nu-i lase, să îi mângâie, dar în același timp la inima unora dintre ei să lucreze mântuirea. Vă rog din toată inima să ne rugăm pentru această familie îndoliată, pentru Ben și pentru Rebecca, pentru familia Pavel cu scrii noștri, care această familie a trecut prin multe încercări de-a lungul vremurilor, chiar când au venit în America, unul din copiilor a plecat la Domnul, a fost electrocutat într-un loc unde nu știa nimeni că este un fir expus, au trecut prin multe necazuri în viață. Și acesta este un mare necaz pentru ei. Ne rugăm ca Domnul să-i mângâie și să-i întărească. Venim cu toții în rugăciune. Menționăm aseară psalmul 65, este un psalm care vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu. Și în mod responsabil dorim și în seara aceasta să adresăm acest subiect, pentru că bunătatea lui Dumnezeu este foarte importantă. Menționam un singur lucru, și anume că bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața. Dacă iei toată viața din universul ăsta și reușești să pui un preț pe ea, bunătatea lui Dumnezeu valorează mai mult. Valorează mai mult. Și pentru că valorează așa de mult, și pentru că ne este acordată de Dumnezeu, aș dori să vedem câteva lucruri despre această bunătate, așa cum o găsim prezentată în psalmul 65. De fapt, trei lucruri despre bunătatea lui Dumnezeu. Mai întâi vă rog să observați puterea bunătății sale. Puterea bunătății sale. De la versetul 5 din psalmul 65, cuvântul Domnului spune: în bunătatea ta ne asculți prin minuni. Dumnezeu face minuni. Este un Dumnezeu al supranaturalului.
puterea Lui sau prin puterea Lui se înfăptuiesc minuni. Ce numim noi minuni? Numim minuni lucrurile neobișnuite, lucrurile care depășesc puterea noastră, capacitatea noastră, care ies din normalul lucrurilor. Pentru înfăptuirea cărora este necesară o măsură de putere dincolo de noi, dincolo de capacitatea noastră. Puterea lui Dumnezeu. Bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Versetul 6. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Dragii mei, spuneam aseară că anul nou nu are o influență asupra lucrurilor cotidiene. Nu dispar datoriile. Uneori nu dispare neapărat un diagnostic doar pentru că am trecut în anul nou. Trecerea dintr-un an în altul este exact, am citit o pildă într-o carte care se adresa creștinilor din Africa pentru a înțelege efectul nașterii din nou. Și se spune că un trip de maimuțe din Africa a auzit că este o linie imaginară numită Ecuator și au călătorit zile în șir să ajungă acolo, să treacă peste linie, să vadă ce se întâmplă, ce se simtă. Și când au ajuns, s-au apropiat încet cu încet și au sărit dintr-o dată, scrie acolo Ecuator, era o linie albă cu var trasă pe pământ, au sărit în partea altă, nu s-a întâmplat nimic. Vreau să vă spun că anul nou este exact ca linia aceea de Ecuator. Noi creăm noi înșine atmosfera care ne face să ne să simțim ceva special când trece anul nou. Știu că lasă mingea în jos, fac numărătoarea inversă, oamenii devin agitați. Ce moment extraordinar! Ce moment extraordinar! Bilurile sunt tot alea, sănătatea tot așa. Măcar dacă ne-ar da 10 ani în plus de viață, ne întinerească. Nu se întâmplă nimic. Ei, când vorbim de lucrul acesta, trebuie să înțelegem că nici războaiele nu se termină de anul nou. Războiul din Ucraina continuă. Nenorocirile, tragediile din lumea asta continuă. Crimele continuă. Păcatele continuă. De fapt, dacă vreți să vă spun care este părerea mea despre sărbători, pentru că sunt zile libere, pentru că oamenii petrec mai mult timp băutură, cu mâncare, cu distracții, păcatul se înmulțește. Răutatea oamenilor este dată în vileag mai mult decât de obicei. Ei, Dumnezeu are putere și este în control asupra tuturor lucrurilor, inclusiv zarva popoarelor. Este privită de Dumnezeu de sus și îngăduită de Dumnezeu cu un scop, dar Dumnezeu n-a pierdut și nu va pierde niciodată control asupra istoriei. Tot ce se întâmplă, dragii mei, la ora actuală în istorie, de asta ne-au fost date profețiile. Ca să ne arate că atunci când se întâmplă lucruri despre care noi spunem, dar astea de ce se mai întâmplă dacă avem un Dumnezeu atotputernic? Toate aceste lucruri se întâmplă pentru ca răutatea oamenilor să atingă culmea și să atragă după sine judecata lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este un judecător drept și este un judecător milos. Dumnezeu va lovi
universul acesta și lumea aceasta. Și o va pedepsi pentru păcatele ei atunci când vor umple paharul răbdării lui Dumnezeu. Toate lucrurile acestea se întâmplă fără să fie ieșit de sub controlul și în afara puterii lui Dumnezeu. Psalmul 65:8 spune: cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Vedeți, oamenii au frică. Se tem de cataclisme, se tem de nenorocire. Am văzut într-o zi, nu de mult, o emisiune despre un asteroid care, dacă nu lovește Pământul prima dată când vine, îl lovește a doua oară când vine. Și prezentatorul avea o voce foarte sumbră. Se vedea că e îngrijorat. Omul era savant. Cât de savanți pot să fie ei, dar era îngrijorat. E foarte multă spaimă și frică în lumea aceasta. Dar atenție! Din nefericire nu este frică de Dumnezeu. Datorită puterii Lui, pentru că bunătatea lui Dumnezeu nu se bazează pe slăbiciunea lui Dumnezeu. Știți că foarte mulți oameni sunt buni pentru că sunt slabi. N-au altă armă decât bunătatea. E foarte ușor pentru ăla care e dedesubt și se năvălesc pumnii asupra lui să strige de acolo de jos: pace, hai să facem pace. De să faci pace când ești tu deasupra și e care altuia? De pe o poziție de slăbiciune, e normal să fii bun și respectos și amabil și de treabă. Dumnezeu e bun nu de pe o poziție de slăbiciune, ci de pe o poziție de putere și de autoritate. Dumnezeu nu are nicio datorie, nicio obligație să se poarte frumos cu noi. Se poartă frumos pentru că e bun. Pentru că e bun. Pentru că e în natura lui să fie bun și să facă bine. Știți cât de departe merge bunătatea lui? Că lasă ploaie peste bun și peste răi. Că face să răsară soarele peste bun și peste răi. Că binecuvântările lumii acestea sunt pentru buni și pentru răi. Bunătatea lui acționează de pe o poziție de putere, de autoritate. Iată de ce spunea psalmistul: ca să fii de temut, Dumnezeu împlinește, dă răspuns la rugăciunile noastre, face minuni ca să fie de temut. Prea mult creștinismul de astăzi profită de bunătatea lui Dumnezeu, de parcă Dumnezeu este valetul lor de serviciu. Dumnezeu e subordonat pretențiilor lor. Există această teologie a împărăției. Apropo de ce spunea fratele Adi mai devreme, înainte de vreme. Teologia împărăției înainte de vreme. Este vorba de împărăția lui Dumnezeu acum. Că noi suntem niște împărăței care comandăm, decidem, poruncim și se întâmplă. Dumnezeu își freacă mâinile la balconul cerului uitându-se cum ne jucăm noi de împărații pe pământul ăsta. Bine, realitatea contrazice ferm o asemenea teologie. Este o doctrină falsă. Care are putere și autoritate și care este în centrul universului nostru. De drept și de fapt. Este Dumnezeu. Noi suntem subordonați voiei sale, nu El, voiei noastre. Pentru că în rugăciunea Tatăl nostru nu spunem voia noastră, ci facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Iată, dar
puterea bunătății sale. Dragii mei, Dumnezeu e bun și are putere. Și bunătatea lui nu anulează puterea lui, nici puterea lui nu anulează bunătatea lui. Am auzit de foarte multe ori expresia, dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, de ce e necaz în lume? Este una dintre cele mai mari blasfemii și insulte adresate lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că le contestă pe amândouă, contestă și puterea lui și bunătatea lui. Ei spun așa, dacă e bun și totuși e rău în lume, înseamnă că n-are putere. Dacă e atotputernic și nu rezolvă crizele, înseamnă că nu e bun. O, Dumnezeu este și bun și atotputernic. Însă ascultați, în atotputernicia Lui și în imensa Lui bunătate și dragoste, ne-a creat după chipul și asemărarea Lui capabili să luăm decizii. Și ne îngăduie să luăm decizii pentru că nu suntem roboții Lui. Suntem făpturii create în imaginea Lui Dumnezeu. Cel mai mare dar al iubirii sale pentru viața ta este că Dumnezeu, ca să-ți facă ție loc, ca să facă rății tale, ca să facă loc existenței tale, s-a dat un pic la o parte, s-a limitat pe sine, ca să comunice cu tine, s-a limitat pe sine. Și ca să te pedepsească atunci când îți vrea binele că ești copilul lui și ai jurat credință, se limitează, că dacă ar da cu toată puterea, te-ar desfința. Până și puterea disciplinei divine este potrivită cu puterea ta de a răbda și de a suporta acea încercare. Dar, beneficiind de bunătatea Lui, știindu-L atotputernic, înțelegând aceste adevăruri, haideți să experimentăm în anul 2024 frica de Domnul, care este începutul înțelepciunii. Dragii mei, al disprețui pe Dumnezeu pentru că este bun. Știți că mulți dintre oamenii din lumea asta îl disprețuiesc pe Dumnezeu. Cum e că îl disprețuiesc? Păi ia ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Vă citesc negru pe alb ca să nu credeți că inventez. Ia ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către romani. Versetul 4 din capitolul 2, Romani 2 cu 4. Sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Trăim într-o lume care disprețuiește, profită de, înjosește bunătatea. Bunătatea este considerată slăbiciune. Trăim într-o lume în care trebuie să fii insensibil, dur. Să impui respect. Călcând în picioare, călcând pe cadavre. O, Dumnezeu este bun, dar nu este de disprețuit. Nu interpretăm bunătatea Lui ca slăbiciune. M-au zis că sunt
cursuri de leadership. Cursurile acestea de leadership care se predau la tot felul de șefi de companii, există un profil care se numește rechin. Profilul rechin nu varsă o lacrimă. Profilul rechin nu are un moment de duioșie. Profilul rechin nu ține seama de problemele personale din viața cuiva. Profilul rechin n-are nicio îngăduință. Nu are empatie. În lumea aceasta, Dumnezeu dă dovadă de bunătate. Și oamenii se uită și spun, e de disprețuit. Dumnezeu ne-a dat astăzi aer. Ne-a dat lumină, ne-a dat căldură. Nu vă plângeți că sunteți în Chicago și e frig. Ai pus un palton pe tine și ți-e bine. Mergeți câteva mii de maile departe în spațiu, numai atât. Să ieșiți, să treceți de granița atmosferei. Vedeți acolo frig. Dumnezeu ne-a dat toate condițiile, idealul de menținere a vieții. Ce-au făcut oamenii cu ziua de astăzi? Vă spun eu ce-au făcut. L-au disprețuit pe Dumnezeu. Câți oameni de pe planeta asta au beneficiat de aceste binecuvântări ale bunătății sale? Fără să-L laude, fără să-I mulțumească, fără să îndrepte un gând, pentru că e persoană bună. Știu eu ce bine ar putea să-ți facă ție cineva astăzi. Și ți l-a făcut. Să treci ca vântul pe lângă el, fără să-l bagi în seamă, fără să-i spui mersi. Nici nu-mi dai din cap. Așa trec oamenii pe lângă Dumnezeu în fiecare zi. Dacă vă gândiți la oamenii din lume, gândiți-vă din nou. M-am hotărât să nu spun chiar în fiecare duminică lucrul ăsta, dar astăzi trebuie să-l spun. Dragii mei, un creștin care nu se roagă în fiecare zi și nu citește Scripturile în fiecare zi, nu este creștin adevărat. Îl disprețuiește pe Dumnezeu. Nu există o înțelepciune mai de vârf decât cartea asta în tot universul. Motivul pentru care n-ai răspuns la anumite crize din viața ta este că încă n-ai ajuns la cartea asta să-ți vorbească despre ele. Dacă stă pe masa ta, că știu că ai două sau trei în casă și nu se deschide niciodată, măcar un versețel pe zi, ai disprețuit-o. Ai trecut ca pe lângă mii și mii de volume pe care nu le bagi niciodată în seamă. Când televizorul tău câștigă mai mult timp decât cartea asta, când timpul petrecut la masă să mănânci pentru trupul ăsta consumă mai mult timp decât cartea asta. Când oglinda are mai mult timp decât cartea asta.
când convorbirile tale telefonice, șuietele și bârfele tale au mai mult timp din viața ta decât cartea asta și decât Doamne, Doamne. Nu te mira. Ești un creștin înfrânt, călcat în picioare de ispite, depășit de încercări, un creștin căruia i s-au pus de mult ghilimele. Ce înseamnă dispreț? Puterea bunătății sale. În al doilea rând, proviziile bunătății sale. Același. Tu cercetezi pământul și dai belșug. Îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfări în bulgării, îl înmoi cu ploaia și binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Astea sunt proviziile bunătății sale. Întrebarea aici se pune, cum le gestionăm? Cum le gestionăm? Pentru că dacă disprețuim puterea Lui atunci când noi suntem recunoscători pentru tot binele pe care ne-L face, disprețuim bogățiile binecuvântărilor sale, proviziile bunătății sale, atunci când nu ni le însușim corect și nu le gestionăm corect. Am repetat de prea multe ori și nu mai repet, doar vă spun o propoziție. Când toate calculele bunătăților pe care le agonisești se referă la tine și doar la tine. Când în universul tău nu există nimeni altcineva, gestionezi greșit binecuvântările lui Dumnezeu. Proiectele acestei biserici erau imposibile dacă era compusă din oameni care se gândeau numai la ei. În universul cărora nu existau sărați și amărâți, cărora li s-au trimis peste 24.000 de pounds de ajutoare în anul trecut prin misiunea caritabilă a bisericii. Și vreau să vă spun că știu că majoritatea lucrurilor pe care le-ați adus au fost fie noi, fie de foarte bună calitate. Dacă ați fi gestionat greșit binecuvântările lui Dumnezeu, proiectul bisericii nu era posibil. Era imposibil. Haideți să continuăm să gestionăm proviziile bunătății lui Dumnezeu în mod corespunzător. Pentru că toate strigă de bucurie și cântă. Datorită acestor provizii, datorită binecuvântărilor lui Dumnezeu, așa ne-a rânduit nouă Dumnezeu aici. Vedeți, nu este neapărat o teologie a prosperității care spune că trebuie să fim prosperi, dar există o teologie despre prosperitate care ne învață cum să o agonisim și cum să o gestionăm. Și pentru că ne-a fost dată, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu. Puterea bunătății sale, proviziile bunătății sale și, în fine, părtășia bunătății sale. Tot Psalmul 65, dar versetul 1 la versetul 4. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine.
Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre, asta însemnând pocăință și părăsire a păcatului printr-o relație de mărturisire personală înaintea lui Dumnezeu. Și apoi versetul 4, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Fratele păstor Adi vorbea mai devreme de fiul risipitor care a luat moștenirea de la tatăl său și pe urmă s-a dus departe de tata să cheltuiască binecuvântările tatălui său, departe de prezența lui. Știți că o mare majoritate a lumii acestei este formată din fii risipitori care beneficiază de binecuvântările tatălui și pe urmă se duc cât mai departe posibil de el să se bucure de ele. Scumpii mei, realitatea este că de la o generație la alta, casa lui Dumnezeu este din ce în ce mai puțin prețuită. Părtășia cu Dumnezeu, și vorbeam mai devreme de rugăciune, de cuvânt, dar și părtășia frățească este din ce în ce mai disprețuită. Sunt uimit de scuzele folosite de unii. Că e plictisitor, se plictisesc, că durează prea mult. Și v-am spus de multe ori, încă n-am auzit pe cineva să cârtească, să spună că un film durează prea mult. E 2 sau 3 ore. Încă n-am auzit pe cineva să se vaite că durează meciul prea mult. De o oră. Îl făcă unul de 2 ori de la o poartă la alta, celălalt la fel și gata, s-a terminat. Nu. Nu. La biserică e greu. Foarte greu. Bunătatea lui Dumnezeu. Iată de ce în această seară vorbim despre puterea bunătății sale, despre proviziile sau providența bunătății sale, spre părtășia bunătății sale. Suntem chemați să facem câteva lucruri pe care doar le menționez și apoi ne rugăm. În tot acest psalm 65, ni se vorbește de împlinirea juruințelor în versetul 1. Toată lumea ia hotărâri la începutul anului. Să exerseze, să facă, să dreagă, să câștige, să... Stau și mă întreb câți dintre noi am lista noastră de rezoluții, am inclus ceva duhovnicesc. Venirea la casa Domnului, versetele 1, 2 și 4. Pocăința și trăirea unei vieți de sfințenie, versetele 3 și 4. Bucuria mântuirii exprimată, versetele 8, 12 și 13. Rugăciunea, versetele 2 și 5. Cuvântul, versetul 4. Lauda, închinarea și proslăvirea, versetele 1 și 13. Asta este viața unui om recunoscător. Ne ridicăm în picioare și cerem de la Domnul putere ca în anul 2024 să fim mai responsabili față de bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că nu-i dator, pentru că n-are obligații, pentru că nu ni se cuvine nimic. Ne-a acordat-o pentru că ne iubește și pentru că dorește să petreacă mai mult timp cu noi și nu numai mai mult timp cu noi aici pe pământ, ci o veșnicie în slavă. Ne rugăm cu toții!